Azi noapte am visat casa bătrânească, casa bunicilor mei. Era atât de dărâmată și distrusă, că mi-era teamă să nu cadă peste noi. Un sentiment profund de nostalgie să-mi revăd bunicii în vis. Dar totodată și o mare bucurie să îi mai aud vorbind. Îmi spuneau să plec de acolo, că tot în jur se va prăbuși. Dar o spuneau cu zâmbetul pe buze. Aveți grijă, măi copii! Și am văzut cum se dărâmă. Nu a mai rămas nimic. S-a dus odată cu tot ce am trăit acolo. Și visul meu a luat sfârșit. Cumva interpretez că vechiul cade. Casa bunicilor a fost doar un simbol al vremurilor care vin de acum. Picajul inevitabil al lumii din exterior. Anii ce vin vom asista la o schimbare care nu are în istorie precedent. Tot ce a fost clădit pe mândrie moare. Și tot sistemul actual dispare lent. Este nevoie de un sfârșit ca să putem renaște. Nu mai putem continua să ne mințim. Am toată încrederea că după acest dezastru vom învăța în sfârșit să ne iubim. Amin.